mă numesc Ioan Oprea, lucrez în zona litoralului, la Eforie, cultiv circa 830 de hectare de teren între malul mării și lacul Techirghiol. Noi mergem pe cereale, cam 50% din suprafață, în rest floarea soarelui, rapiță, fasole, porumb. Care vă e cea mai dragă cultură? Fasole. E o cultură care răspunde atât la ierbicide, la tratamente, curată. Dacă se seamănă din vreme, poate nici nu are nevoie chiar de multe precipitații precum alte culturi. Dar cel mai important lucru este să fie semănată puțin mai devreme, așa, și să ai gama de utilaje pentru tratamente, pentru recoltat mecanizat. La fasole cultivăm până în 80 de hectare, 100 de hectare am pus. Da, adică avem combine pentru treierat fasole, utilaje pentru dislocat fasole. Cine vinde combinele? Combinele le-am încă de înainte de 89 și le-am întreținut. Da. Asta legat de fasole. Floarea soarelui este cultura de suflet, pentru că cu ea am lucrat un doctorat în urmă cu 40 de ani. Așa. În orice caz, cert este că floarea este cultura care răspunde cel mai mult la grija pe care o aplici față de cultură. Nu se concepe floare fără ierbicide, fără îngrășăminte și poate chiar și câte un tratament pentru boli. Floarea este cultura care, în condiții chiar de secetă, ales niște hibrizi mai timpurii, în condițiile în care nu avem suficiente precipitații din toamnă-iarnă, ne orientăm la hibrizii timpurii de tipul rochii, care, bine lucrat, la o desime de până la 50.000, în jur de 45-50.000 de plante, asigură cu ușurință 2.800-3.200 de kilograme la hectar. Noi avem toate bolile și toți dăunătorii. Malul mării oferă destulă umiditate favorabilă atât bolilor cât și dăunătorilor. Deci nu concepem să punem rapiță fără tratament de boli, nu concepem minim două tratamente la grâu pentru boli, porumbul scapă de tratamente. La floare aplicăm funcție de umiditate, de temperatură, aplicăm și un tratament pentru boli în perioada în care putem intra în loc, adică până la 5-6 etaje de frunze. Nu, eu am cultivat foarte mulți ani sămânță de floarea soarelui, favorit cu fundulea. Acum s-a cam pierdut favoritul. Se pare că în următorii 2-3 ani, doctorul Stanciu la fundulea va scoate hibridul favorit în care va putea fi tratat cu pulsar. E un mare lucru. Și de asemenea tot un alt hibrid care va fi tratat cu tribenurometil. În condițiile în care vom avea hibrizii românești, eu cred că vor bate hibrizii străini. Favoritul a fost un hibrid de suflet pe care l-am cultivat atâția ani, am realizat chiar și 4 tone de produs la hectar, de calitate foarte bună, ulei 48-52%, cerut de fabricanți, eu de altfel vând la fabrica de ulei, la Argus vând sămânța de floare. În condițiile în care anul este normal, hibrizii românești pot concura cu toți hibrizii străini. Deci nu sunt diferențe semnificative. Hibrizii românești sunt hibrizi de-ai noștri, în condițiile în care sunt foarte bine adaptați condițiilor noastre. Să nu uităm că este un hibrid mai rapace, rădăcinile ajung la 2 metri și jumătate în pământ, în condițiile în care se respectă tehnologia, să fie sola curată, adică să facem tot ceea ce trebuie pentru această cultură.